Tragedie în comuna Cuzavodă. O bătrână și-a pierdut viața într-un incendiu de locuință înregistrat în comuna Cuzavodă, județul Călăraș. Mai multe detalii ne dă prin telefon Ovidiu Tătăranu, purtătorul de cuvânt al IJSU Barbu Știrbei Călăraș. În cursul zilei de ieri, 30 iunie, am fost solicitat să intervenim la un incendiu pe raza localității Cuzavodă, la un incendiu de locuință, care, din păcate, s-a înregistrat și cu o victimă. O bătrână în vârstă de 85 de ani și-a pierdut viața. A fost descarbonizată direct către pompieri care au predat-o organelor abilitate după stingerea incendiului. În fapt, se pare că de această dată cauza incendiului a fost o lumânare uitată aprinsă. Au înregistrat pagube materiale în valoare de aproximativ 30.000 de lei, iar valoarea bunurilor salvate este estimată la peste 50.000 de lei. La această intervenție, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, cu apă și spumă, și o autospecială smurt. Cea din urmă, autospeciala smurt, neintervenit în acest caz.